Unu, dacă astăzi mai apare un animal, neapărat un urs, da, cum se acționează? Ce s-a schimbat? Se acționează îmbunătățit față de ce a fost? Și doi la una, aș vrea să mă întreb de subiectul ăsta, ce știți de anchetă? Că noastră, sigur, sunteți informat. De? De anchetă, de dosar, mai știu unde era, la Cluj, unde, la un moment dat, Alba. Referitor la dosar, nu știu să vă spun prea multe, știu că este la parchetul Curții de Apel și, din câte știu, nu a fost încă soluționat. Ok. Nu pot să vă spun mai multe. Referitor la apariția unui animal... Da, unui urs, să zicem că apare un urs, iar pe același traseu, ce le-ți face? Da, nu știu. Poliția. O să facem același lucru pe care l-am făcut și prima dată, adică o să protejăm cetățenii. Ne respectăm atribuție, nu mă refer aici la faptul că îl vom vâna sau, dar îl vom, vom proteja cetățenii și toate măsurile pe care le vom lua vor fi de asigurarea integrității fizice a populației. Asta este atribuția noastră principală și asta nu s-a înțeles niciodată. Asta trebuie să facem noi. Că vom delimita zona, vom încerca să facem un perimetru pentru ca animalul să fie capturat de către alții care au atribuții în acest domeniu. S-a schimbat ceva la jandar, că era o discuție, se schimbă regulamentul. Nu știu, erau niște discuții. Dar concret n-ați fost informat nicio modificare legislativă. Nu știu să fi fost făcute astfel de modificări. Vi s-a părut, în condițiile astea, vi se pare normală plecarea noastră, revenirea după scandalul cu ursul? Că nu s-a schimbat nimic. Nu are legătură. N-ați plecat din cauza ursului? Ursul, nu. Păi acolo ați plecat pe funcție mai mare. Tot mi-a fost promovat. Păi știi ce v-ați întors? Nu era și salariul mai bun? Motivele sunt personale. Am înțeles. Dar nu are legătură cu ursul? Nu. Da. Domnul Ivan, ce-au urmă întrebare referitor la, să zic, angajați. IPJ-ul are, în momentul de față, știu eu și corectați-mă dacă greșesc, are postul de inspector adjunct vacant, un post de la municipiu, dacă nu știu, iar este domnul Cuplescu, este detașat temporar pe funcție. Deci câte posturi de conducere avem în momentul ăsta, așa, într-o ușoară ceață și cam care sunt etapele? Știți ceva? Se scot la concurs? Da. Nu pot să vă dau numărul exact acum, nu sunt undeva la 10-12 funcții de conducere sunt vacante în momentul de față și sunt asigurate prin împuternicire de către ofițeri. În perioada următoare vor fi scoase la concurs. Sunt scoase și în momentul de față și treptat le vom scoate pe toate la concurs pentru ocupare. Inspectoratul cred că n-a funcționat niciodată mai bine de un an cu un singur adjunct. Cum reușiți? Prin cumul. Eu și celălalt adjunct îndeplinim și atribuțiile celui de-al doilea adjunct.